Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi vorbim despre minte, despre creier, despre relații și despre o carte foarte frumoasă publicată în colecția, sau am putea spune chiar seria de autor Daniel Siegel. Este vorba despre Mindsight. Alături de mine, Gabriela Denis, senior editor Herald, psihoterapeut, cea care s-a îngrijit de cele, dacă nu mă înșel, 6 titluri ale lui Daniel Siegel, pe care noi le avem în portofoliul editurii Herald, și Nora Neghină, de asemenea psihoterapeut. O întrebare importantă, pornind de la un videoclip al lui Daniel Siegel, viral pe internet, pe YouTube, care chiar așa se numește. Ce este Mindsight? În traducere în română, vederea, sau mai degrabă spus metaforic, oglindirea minții. Gabriela, și apoi continuăm cu Nora. Stăteam și mi-am erau aminte cele 6 titluri, că nu mai știam care sunt. Eu ți le spun pe toate, le știu pe toate. Eu pot să ți le spun, Gabriela. Da, și mă gândeam că și colegul meu, Alexandru Angel, a lucrat la o carte. Așa că... fostul meu coleg. Da, Daniel Siegel este unul din autorii mei preferați. Iar așa, în traducere liberă, Mindsight, să zicem, a vedea mintea, a vedea în minte. Noi am tradus așa mai frumos oglindirea minții. Cred că și Nora ne-a ajutat puțin la traducerea asta, fiindcă ea împreună cu Gaspar Gheorghe, dacă nu mă înșel, au fost primii care au preluat această idee de Mindsight și au tradus în limba română conceptul de Mindsight. Iar apoi noi, când am căutat o traducere cât mai bună, am apelat la conceptul pe care l-au găsit și ei, oglindirea minții, pentru că este ca și cum ai vedea în oglinda minții tale lucrurile care se întâmplă în mintea ta. Și deși pare ceva foarte simplu, este o abilitate, este o abilitate pe care ne-o dezvoltăm dacă suntem norocoși în frage de copilărie. Dacă suntem mai puțin norocoși, avem nevoie de ceva exercițiu, să ne dăm seama că în interiorul nostru se întâmplă lucruri, că noi gândim, că noi simțim, că sunt procese, sunt lucruri acolo care se desfășoară în permanență în mintea noastră și este foarte util pentru noi toți să fim conștienți de ele. Așa cum zice Siegel, să avem o lentilă cât mai clară, care să focalizeze cât mai bine în interiorul nostru pentru a fi cât mai conștienți de ce ni se întâmplă în fiecare moment. Asta ar fi o definiție foarte, să zic așa, pentru publicul larg. Nora, termenul de neuroștiințe, zona aceasta de neuroplasticitate a creierului, este acum, aș putea spune, în vogă, în trend, la modă. Foarte multe persoane, coach, trainer, vorbesc despre acest lucru. Putem spune despre Mindsight că este noua știință a transformării personale? Mi-ar fi greu să te contrazic, Sorin. Și rezonez. Evident că este într-adevăr o abordare terapeutică de dezvoltare personală, cum vrei să-i spunem, prin care avem acces și la toate elementele din neuroștiințe. Deci neuroștiința ca și domeniu e un domeniu nou în această parte de psihologie, de medicină, pentru că ea practic nu are decât 30 de ani, adică în domeniul științei este aproape nimic. În continuare se descoperă foarte multe lucruri despre cum funcționează creierul nostru, astfel încât tot ceea ce știm la ora actuală nu este... un adevăr absolut, nu vorbim în certitudini, ci întotdeauna spunem că este ceea ce știm la momentul actual, care s-ar putea ca peste, habar n-am, 5-10 ani să fie poate contrazis sau readaptat, reformulat, dar ceea ce știm la ora actuală din perspectiva neuroștiințelor, cum funcționează creierul nostru, este ceea ce folosește foarte mult și Daniel Siegel, și anume că avem
bilateralizare, adică avem o emisferă dreaptă și o emisferă stângă, care fiecare are niște funcții specifice, dar asta nu înseamnă că ele lucrează separat, ci din contră, toate procesele mentale se întâmplă concomitent cu o rapiditate care este peste puterea noastră de înțelegere. De asemenea, avem trei nivele cerebrale, ca să le spunem așa, care este trunchiul cerebral, unde sunt automatismele noastre. Avem partea limbică, sistemul limbic, care procesează foarte mult partea emoțională, și avem ceea ce numim neocortex, care, evoluționist vorbind, este ultimul care s-a dezvoltat, unde avem toate procesele mindset, și anume planificare, empatie, creativitate, reglarea emoțională, pentru că partea de limbic, deci structurile noastre limbice sunt foarte automate și nu sunt procesate. Noi reacționăm așa. Avem această parte de neocortex care vine și le calmează, le reglează. Și cea mai mare, ca să nu zic, cel mai mare ajutor din partea neocortexului e această componentă relațională, această parte a creierului nostru social, organ social, care ne face să ne uităm la ceilalți, să ne uităm la noi prin ochii celorlalți. Și aici aș adăuga un pic la definiția mindset a Gabrielei, care este absolut impecabilă, dar aș adăuga această componentă relațională. Mindset nu este doar despre a-mi observa propria mea minte și da, ca să schimb ceva la mine, primul pas este să observ ce în mine, ca să știu ce am de schimbat sau ce am de păstrat sau la ce am de renunțat, ca și tipare comportamentale sau mentale, dar este și despre a observa mintea celorlalți, pentru că tot ceea ce fac eu și tot ceea ce sunt eu se reflectă în ceilalți, la fel cum ceilalți se reflectă în mine. Gabriela, cum pornind de la răspunsul dat de Nora, cum reușim cu ajutorul minții să dăm cumva sens lumii și să creăm relații semnificative, pentru că tot vorbea de partea de relaționare, partea aceasta socială. Cum putem avea sau cum ne putem antrena, aș spune, mintea în așa fel încât să dezvoltăm relații cât mai satisfăcătoare și cât mai împlinitoare pentru noi, pentru că până la urmă suntem ființe sociale. M-ai întrebat cumva care este sensul vieții? E o întrebare foarte amplă și... Mă gândeam cu ajutorul minții să încercăm să dăm sens vieții sau să facem lucruri cu sens sau lucruri care ne dau sens în viață. În primul rând, mulțumesc, Nora, într-adevăr, era nevoie de această completare, pentru că nu vedem doar mintea noastră, vedem și mintea celorlalți și este foarte important că mintea noastră se dezvoltă, de fapt, în relație. Noi ne dezvoltăm în relație cu ceilalți. Iar de partea cealaltă, întrebarea ta, Sorin, noi, într-un fel sau altul, asta facem. Mintea noastră asta caută sens. Mintea noastră este un proces de autoreglare, până la urmă, cum îi spune Siegel, și prin toate funcțiile sale, funcțiile acestea de relație, în sensul că obține informații din mediul și din interiorul corpului nostru, obține informații din mediul relațional și încearcă să dea un sens, să pună lucrurile într-o formă coerentă. Acum, faptul că noi avem nevoie de o raportare undeva pe vertical în interiorul nostru la sensurile pe care le dezvoltăm, că avem nevoie să ne raportăm la ceva care este mai mare decât noi, avem nevoie de acest sens care ne guvernează cumva viața,
Fiecare se raportează în felul său la această idee de sens al vieții și de spiritualitate, de relație cu ceilalți, ce înseamnă pentru sine relațiile cu ceilalți. E adevărat că relațiile cu ceilalți armonioase ne aduc starea de bine. Și că nu putem dobândi o stare de bine într-o izolare absolută, pentru că noi suntem ființe sociale. Chiar atunci când vorbim despre meditație, meditația, deși în aparență se realizează într-o peșteră, în izolare, cu adevărat, în acea meditație ești în relație cu ceilalți, prin însăși componenta principală, să spun așa, a meditației, care este intenția bună și compasiunea. Și intenția bună și compasiunea se revarsă către toate ființele vii și cu cât mintea ta gândește pozitiv, iar asta ne spun în momentul acesta studiile de neurologie care s-au efectuat foarte multe, chiar Siegel a scos după această carte o serie de alte lucrări, între care și lucrarea pe care noi am tradus-o conștient, în care vorbește despre un studiu pe care l-a realizat plecând de la tehnica lui de meditație, să spun așa, pe baza roții conștientizării pe care a dezvoltat-o plecând de la Mindsight, de la abilitatea de Mindsight. A realizat un studiu pe 10.000 de oameni în acest interval de timp și a constatat că ceea ce ne aduce nouă starea de bine este acest mindset, o orientare a minții către pozitiv, către intențiile bune, către relația cu ceilalți și avem nevoie să integrăm un concept foarte important în psihologia lui Daniel Siegel este acest concept de integrare. Avem nevoie să integrăm toate nivelurile experienței noastre, plecând de la simțuri, care sunt un palier al experienței, simțurile cu exteriorul și interiorul corpului nostru. Avem nevoie să integrăm modul în care noi îi percepem pe ceilalți și percepem mintea noastră în relație cu ceilalți, faptul că noi îi simțim pe ceilalți și ne simțim simțiți de ceilalți, avem nevoie să integrăm după aceea la nivelul propriei noastre conștiințe toate aceste câmpuri de experiență și în această integrare a sinelui, cum mai este numită, să avem o personalitate coerentă, o poveste de viață coerentă, o narațiune a propriei noastre experiențe coerente, în care sunt integrate toate nivelurile anterioare și chiar să integrăm în acest sens mai larg, spiritual, până la urmă, experiența noastră de viață, legătura noastră cu ceva care este poate mai mare decât noi, mai puternic decât noi, indiferent de cum ne definim fiecare dintre noi relația cu o divinitate sau cu universul până la urmă, pentru că noi suntem parte din ceva mai mare și nu trăim în izolare nici măcar atunci când ne izolăm într-o peșteră. Și atunci, cumva, starea de bine este dată de conștientizarea nevoii noastre de relație, de efortul nostru de a fi în permanență în relație conștienți de noi și de exteriorul nostru și de mintea celorlalți și nevoile celorlalți. Și pe măsură ce noi facem acest efort de a fi mai buni, de a fi mai prezenți în viața noastră, în fiecare moment, în acțiunile noastre, prin mindfulness, mintea noastră se autoreglează și reușește să integreze experiența noastră într-un mod care are sens și care ne umple de fericire, de bunăstare, de compasiune, de iubire. Până la urmă, ca să ne întoarcem așa, să dăm un răspuns simplu, iubirea face tot. Dacă iubești... Toți trei îl iubim pe Daniel Siegel. Pentru că am mai făcut și emisiunea, am mai făcut și cel puțin și nu doar noi. Și nu doar, mă referam acum la persoanele prezente. Așa. În România,
și am exact. O... Și faptul că cu Gabriela a lucrat la cărțile lui, emisiunea am mai făcut cu Nora Neghină. Nora, cum spuneam, îl iubim pe Daniel Siegel și poate că cea mai apropiată carte de cea despre care discutăm noi astăzi, din punctul meu de vedere personal, mi se par mindfulness și neurobiologie, pentru că vorbim de un alt concept, apropo de și vis-a-vis de mindset, acela de neurobiologia interpersonală. Și poate că cea de-a doua carte ar fi cartea Conștient, da? Puterea și rolul transformator al meditației. Acestea două, Conștient și mindfulness și neurobiologie, apropiate de mindset. O carte, probabil că mindset este una, prin conceptul pe care el îl introduce, una dintre cele mai importante și mai valoroase cărți ale lui Daniel Siegel. De ce, Nora, ai recomanda această carte? Hai să spunem, atât specialiștilor, psihoterapeuți, psihologi, dar și publicului larg, mai ales celor, cum vorbeam la începutul emisiunii, mai ales celor care sunt pasionați. Cum funcționează creierul? Cum funcționează mintea? Cum ne antrenăm mintea în așa fel, cum spunea Gabriela, să ne găsim echilibru interior și această stare de bine? Iarăși sintagma asta, stare de bine, pe buzele tuturor. Uh-huh. Ca să... Pentru mine, pornim de aici, mindset pentru publicul larg este într-un limbaj care să fie accesibil oricui nu are studii de specialitate, da? Deci nu știe toate componentele creierului, pentru că în afară de ce am menționat eu mai devreme, creierul are tot felul de arii, care fiecare are o specializare și așa mai departe. Deci cineva care nu are studii, n-a făcut un curs de neuroștiințe, poate să înțeleagă destul de simplu, în baza acestui model al lui Siegel, cam ce face creierul în mare. De asemenea, pentru profesioniști, mi se pare o carte foarte faină, pentru că îi ajută să aibă un limbaj care să explice clienților lor într-un mod foarte accesibil toate aceste, cum trecem de la reacție la reflecție, da? Deci cum facem switch-ul între reactivitate și o decizie conștientă, o alegere conștientă. Cum identificăm tiparele proprii de reacție. De asemenea, pentru publicul larg este o carte foarte faină, pentru că acolo sunt exemple concrete dintre clienții lui Siegel pe diferite patologii și avem acolo o tulburare obsesiv-compulsivă, avem... mărturisesc că în momentul ăsta nu mai îmi vine, avem o traumă de dezvoltare, un abuz sexual. Deci sunt diverse patologii, diverse povești, exact, deci un PTSD, ca, sau mă rog, măcar un stres acut. Sunt diverse povești de viață, să le spunem așa. Și fiecare poate să-și ia de acolo să se regăsească într-o oarecare măsură. De asemenea, pentru terapeuți, pe fiecare dintre aceste povești avem instrumente de lucru. Cineva care are o formare în psihoterapie știe să și le extragă din carte. Ele nu sunt foarte bine punctate, trebuie să faci cu clientul așa și așa și așa. Dar cineva care are o formare de bază poate să-și extragă de acolo niște exerciții foarte simpatice. Pentru că și Daniel și Gabriela făcea referire mai devreme la meditația lui Siegel, celebra lui Roata Conștiinței. Da, și acolo se găsește explicat cum putem face și mai în detaliu eu folosesc capitolul din Vâltoarea Minții cu adolescenții, cu părinții de adolescenți.
și mi se pare că în Vâltoarea Minții, pe care mulțumim că ați publicat-o, se pot lua referințe foarte precise, atât de către publicul larg, cât și de către terapeuți. Și un alt aspect foarte important în Mindsight, poate care reiese cel mai mult din această carte, este cum transformăm me în we, cum transform eu în noi. Și nu știu dacă în română, în traducere, s-a preluat muiu pe care l-a inventat Siegel, din combinația lui me cu we, eu noi, să-i spunem așa, da? Și care e ideea în care ducem spre comunitate tot ceea ce facem individual și cum putem vedea sistemul ca pe un întreg compus din fiecare element, dar care elemente își păstrează unicitatea chiar dacă interacționează cu celelalte elemente din sistem. Și deci toată această parte de comunitate, de societate, de relaționare. Dragii noștri, astea ar fi pentru mine cele mai punctele cele mai mișto din carte. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre relații, despre un singur lucru aș spune, da? Și eu, că mie mi se pare extraordinar de important ce spune Siegel la un moment dat, că neuroplasticitatea se păstrează pe toată durata vieții. Și că, iar el prezintă cazul în Mindsight a unui pacient de 90 de ani, care a venit la terapie și a beneficiat de pe urma intervențiilor lui Siegel, care au de-a face cu conștientizarea și cu narațiunea vieții, știi, construirea unei narațiuni coerente a vieții. Și cred că este foarte important, pentru că am auzit de multe ori spus că ce să faci cu un client de 60 de ani sau de 70 de ani care vine în terapie, și mie mi se pare păcat. Atâta timp cât există neuroplasticitate. Foarte mulți clienți, Gabriela, vin și ne spun, no, așa sunt eu, nu mai mă schimb. Și da, folosesc exemplul acesta al lui Siegel și spun, uite, există persoane care la 90 de ani merg în terapie și care fac schimbări. De altfel, motivația e importantă, dar schimbările nu țin de vârstă, ci de ceea ce faci tu ca ele să se întâmple. Absolut. De altfel, acesta este, parafrazând ceea ce ai spus tu, Gabriela, este și un citat din interviul pe care tu l-ai luat lui Daniel Siegel pentru blogul editurii Herald, și anume, creierul, da, creierul poate crește la orice vârstă. Încercați! Deci, iată un îndemn foarte important. Dragii noștri, au fost astăzi alături de noi Gabriela Denis, senior editor Herald, psihoterapeut, de asemenea Nora Neghin, psihoterapeut. Am vorbit, cum spuneam mai devreme, despre relații, despre minte, despre creier, despre conceptul de Mindsight și despre această frumoasă carte pe care noi toți trei vi-o recomandăm cu mare drag. Este vorba despre Mindsight, noua știință a transformării personale, de Daniel Siegel, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Ne dăm întâlnire data viitoare la nouul episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, apropo și de motto-ul rubricii noastre, să aveți mintea deschisă, să citiți și să aveți o zi superbă, o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!